Fostul șef adjunct al Centrului Național Anticorupție pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Mihail Goffman, devenit cunoscut pentru dezvăluirile sale din dosarele Laundromat și furtul miliardului, a decedat. Potrivit poliției, el a fost victima unui accident rutier produs la sfârșitul lunii decembrie, iar în urma traumatismelor, în data de 11 ianuarie, s-a stins din viață. Șefa secției comunicare și protocol a IGP, Diana Fetcu, susține că accidentul, în urma căruia și-a pierdut viața Mihail Goffman, s-a produs în data de 20 decembrie 2023, aproximativ la ora 19:30, după ce o femeie de 30 de ani, domiciliată în municipiul Chișinău, conducând autovehiculul de model Fiat în intersecția șoseaua Balcani cu strada Tricolorului din capitală, a tamponat pietonul de 49 de ani, domiciliat în municipiul Chișinău, în timp ce acesta traversa partea carosabilă în afara trecerii pentru pietoni. În rezultatul accidentului rutier lui Mihail Goffman au fost cauzate multiple leziuni corporale. Potrivit poliției, șoferița a fost testată alcool scopic, rezultatul fiind negativ la alcool. Pietonul însă nu a fost testat de polițiști în urma accidentului rutier pe motiv că era inconștient. Pe caz a fost pornit un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Însă la data de 11 ianuarie curent, victima a decedat pe patul de spital. Informația a fost confirmată și de purtătorul de cuvânt al Institutului de Medicină Urgentă, Dorin Arsene. Am încercat să aflăm de la ea mai multe detalii la acest caz. Am întrebat-o dacă Goffman era conștient sau nu când a ajuns la spital, ce diagnostic avea și dacă era sau nu în stare de ebrietate, dar Dorin Arsene a făcut referire la date cu caracter personal. Nici de la rudele lui Goffman nu am putut obține mai multe detalii. Unul dintre verișorii săi ne-a spus că a aflat din presă despre acest caz și nu are alte detalii. Soția lui Mihail Goffman a declarat însă pentru Publica că, citez, spre marele nostru regret, Mihai a pierdut lupta pentru viață și a decedat astăzi. Despre împrejurări pot să spun doar că a fost un accident rutier din neatenție, a declarat Ludmila Goffman. Cu o reacție la acest caz a venit avocatul Aureliu Colenco. El susține că Mihail Goffman urma să depună depoziții în SUA referitor la furtul miliardului, după ce acum 3 ani acesta a fost interogat de avocați referitor la frauda bancară. Noi avem o interogare a domnului Goffman, oficială, efectuată de avocați, în baza anchetei avocatiale, unde domnul Goffman a dat consimțământul să fie interogat. Dumnealui povestește despre furtul miliardului acolo? Da. Face careva învinuiri? Da. Către cine? Către mai multe persoane și cum s-a efectuat și de când s-a efectuat acest furt. Persoane cu putere în stat? Da. El a numit mai multe persoane, eu la moment, deoarece noi pregătim numai materialul, nu vreau să divulg tot. Domnul Goffman urma să fie interogat și în America? Da, noi am discutat nu de mult cu el. Eu intenționam acest lucru să-l fac, deoarece aici domnul Goffman nu era auzit și nu asculta nimeni pe dânsul. Deci eu intenționam acest lucru, la ce el a dat acordul, da? Ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Avocatul a mai menționat că Goffman s-ar fi adresat Procuraturii Generale, dar și Comisiei Juridice Numiri și Imunități, cu solicitarea de a fi interogat, pentru a oferi detalii despre furtul miliardului. Ei îl ignorau declarațiile lui. Au fost mai multe, eu după cum cunosc, au fost mai multe cereri de lui și în Parlament, și la doamna Stamate, și așa mai departe, cât și la Procuratura Generală. Dar nimeni pe dânsul nu l-a chemat și nu l-a interogat. Chiar el insista la acest lucru. Colenco susține că în următoarele zile va organiza o conferință de presă în care va expune mai multe detalii în acest sens. Contactată de noi pentru o reacție la declarația avocatului, președintele Comisiei Juridice Numiri și Imunități a negat faptul că Goffman ar fi solicitat să fie interogat pe cazul dispariției miliardului din sistemul bancar moldovenesc. Din iulie 2021... iulie-august 2021, nu a fost niciun asemenea demers.
Nici nu s-a adresat domnul Goffman nici în verbal? Nu. Deci eu nici nu l-am văzut vreodată. Este prima dată când aud așa ceva. Purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale, Violina Moraru, ne-a spus însă că Mihail Goffman s-a adresat la procuratură pentru a fi interogat, dar solicitarea sa a fost expediată pentru examinare, conform competenței în adresa Procuraturii Anticorupție. Întrebată când a fost înregistrată solicitarea, Violina Moraru ne-a spus că în data de 15 septembrie 2021. Am încercat să aflăm de la Procuratura Anticorupție dacă a fost recepționată sesizarea lui Goffman, depus acum 2 ani, dacă a fost interogat sau urma să fie, dar la solicitarea expediată pe adresa instituției nu am primit deocamdată un răspuns. Mihail Goffman a fost demis din funcția de șef adjunct al Departamentului Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție în aprilie 2014, urmare a unor anchete legate de averea sa. El însă a respins acuzațiile potrivit cărora s-ar fi îmbogățit ilicit. Ulterior, în 2016, în cadrul unei emisiuni de la TV7, el a spus că furtul miliardului nu a fost un secret pentru autoritățile de stat, iar despre dispariția banilor s-a știut încă din anul 2013. Totodată, acesta a dezvăluit că la cerința lui Iurie Leancă în 2013 a fost creat un grup secret care a investigat situația bancară și inegalitățile de la BEM. Mai mult, Goffman spunea că acest grup a informat organele judiciare și principalele persoane în stat tot în 2013 despre cele depistate, însă cazul a fost tergiversat. Ulterior, fostul președinte al Asociației Ofițerilor de Conformitate și Prevenirea Spălării Banilor, Sergiu Sagaidac, a ieșit în public cu dezvăluiri similare. În replică, Iurie Leancă spunea atunci că fostul angajat al Centrului Național Anticorupție, Mihail Goffman, nu este altceva decât un instrument folosit de alții, care ar avea interes pentru astfel de declarații.